D2A, mai ieftin decât demonetizarea. Mamă, ce rimă nașpa am făcut. Cum YouTube în ultimul timp devine chatterbait și dacă nu ai cuvântul TikTok în titlu, nu iei monetizarea aia blană. Ce o zis fratele vostru Redu? Poate unii dintre voi sunteți mari talente și căcaturi din astea la TikTok, așa că am zis, am pus un post pe community pe canal. Dacă nu citiți posturile de pe community, să știți că sunteți niște șerpi. Glumesc, mă. Deci da, m-am pus un post pe community pe canal în care am zis că, bă, faceți TikTok-uri și uploadați-le cu hashtag TheRealRed pe TikTok, bineînțeles. Și eu astăzi o să reacționez la ele. Oh, ce zi bună, frate. Nu de mult m-am trezit, îi ora 19 și 19, înseamnă că am noroc, înseamnă că video-ul ăsta o să meargă bine. E ora 19 și 19 și eu nu de mult m-am trezit, așa că cum să începi seara mai bine decât cu niște TikTok-uri fucking cancer, ha? Știindu-vă pe voi, parcă văd ce capodobere mi-ați făcut că o să mor. Asta sigur că așa capodobere mi-ați făcut, că dacă o să mă uit la ele după ce o să închid camera și după ce o să uploadez video-ul ăsta pe YouTube, o să mă ridic frumos de la masă și o să mă duc, frate, direct într-un laborator de știință și o să inventez, frate, ceva ce nu mai văzut nimeni. O să inventez inteligența artificială, un robot de făcut TikTok-uri și o să iau premiul Nobel. Pentru că, da, bă, voi sunteți inteligenți și împroșcați în mine informații și IQ. Suntem aici pe telefon, suntem pe TikTok și v-am zis să uploadați cu hashtag TheRealRed. Ladies and gentlemen, so hard to find. We got him. Ăla eram eu prin 2014-2013, ceva de genul. Și da, chiar dacă arătam de parcă eram ceva malformație rezultată din explozia de la Chernobyl, tot aveam mai mult pussy decât voi. Shut the fuck up. No one cares about your robot fan fiction. Dacă așa o să fie toate musicalurile pe care mi le-ați făcut voi, sincer, o să regret că am făcut videoclipul ăsta. Nu-mi pasă de views, de bad revenue și alte căcaturi, frate. Mi-e pasă de sănătatea mea psihică, înțelegeți ce vreau să vă zic? Ok, alegeți-vă fiecare o carte. O carte, repede, e un caiet. Acum, da, whatever. Acum, fiecare se deschide la o pagină la întâmplare. Ok. Iar primul cuvânt care apare descrie relația ta dintre tine și Crush. Crush-ul meu e prietena mea și primul cuvânt care scrie aici e perfect. Deci relația mea cu prietena mea e perfectă. Ok, n-o să pun asta în clip. N-o să pun asta în clip. Voi n-aveți milă de mine, mă, dar ce v-am făcut, mă, să-mi faceți chestii de-astea? Vă răzbunați că vă pun și eu un video re-rape-uri sau ce dracu? Fetelor, dacă sunteți single și căutați un băiat, vă rog frumos să-i scrieți, cum îl chema? Din Alexandru 6. Scrieți lui Din Alexandru 6 pe TikTok că o să merite. Vă zic eu, numai din video ăsta mi-am dat seama. Frate, eu știam că la mine se uită și gangster din ăștia hardcore care se joacă cu strap-uri, no? Get a strap. Mă, dar nici chiar așa, frate. Dar ceva să-ți acopere buricul. Ai de îmbrăcat? Am o rochiță, dar nu pot să o porc că are fermoarul în spate. Și dracu, când vreau să-l închid, nu pot că e în spate și eu tot mereu sunt în față. Ce dumne, mă? Îmi place reacția lui băiatul ăsta, sincer, care îmi place reacția lui. Dar ce Dumnezeu e, mă, cu asta, mă? Chestiile astea sunt funny, mă, omule, mă, pe TikTok. Ce Dumnezeu să le cer la oamenii ăștia, mă, care când văd un meme de la Juni, mi-a se sparg. Ok, man, dar ce ți-am făcut, bă, omule, mă, de...
am zis să faceți musical-uri cu hashtag DRR. Dar mă, nu credeam, mă, că toate o să fie amenințări sau căcaturi din astea. Ai de capul meu ce mă iubiți, mă, voi pe mine. Du-te, frate, lasă-mă în p***a mea. Bă, dar iarăși, mă, omule, mă, dar lasă-mă în pace. Dimineața mă trezește ceasul deșteptător și zic, fii altul oară acutați odată. Nu mă pot uita la asta, îmi pare rău. Nu mă pot uita la asta, următoarea. Băi, ești nebun? Băi, nebun, ăsta chiar a fost șmecher, ăsta chiar mi-a plăcut. No, ăsta chiar mi-a plăcut. Oh, na, na, na. Asta. Cam asta au fost musical-urile, TikTok-urile de la voi. Ok, au fost, e un pic copleșitor. E un pic copleșitor, am învățat multe. Că băi, o-s mândru. Și de ce-s mândru? E-s mândru că am reușit să mă uit la toate fără să îmi facă sângele așa ni pe nas. Sper că v-a plăcut, bă, nu știu, dar am observat că care vă place ca eu să sufăr, bă. Dacă vreți să mai sufăr în continuare, dacă video-ul ăsta face 10k like-uri și bineînțeles, dacă până când video-ul ăsta face 10k like-uri, o să văd foarte multe TikTok-uri cu hashtag The Real Red, o să fie mai blană decât astea, pentru că vreau în fiecare episod nou să fie ceva mai genial decât la dinainte, filmi. Mulțumesc foarte mult pentru suportul creat în ultimul timp, sunteți genial, vă iubesc din tot sufletul, serios vorbesc. Sper că aveți o zi minunată sau mâine o să aveți o zi minunată sau ați avut o zi minunată sau whatever, înțelegeți ce vreau eu să vă zic. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe, să activați clopoțelul, 10k like-uri v-am mai zis, follow pe Insta dacă vreți să vedeți poze cu mine, îs niște poze super geniale pentru că-s frumos, dă-mă dreacu. Haide că mă zic o călar rău de tot. A da, un like și primiți